Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Roland Catona, președintele Cooperativei Agricole Transilvania. Bună dimineața, domnule Catona! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ne bucurăm să vă vedem și sunteți un om important în zona aceasta a mediului asociativ în zootehnie. Aveți o activitate atât în sectorul de creștere a bovinelor, cât și sectorul de creștere a ovinelor, într-o perioadă dificilă. Și cu asta aș vrea să încep. Care sunt principalele probleme cu care crescătorii de bovine, întâi să vorbim de acest sector, și apoi de ovine, s-au confruntat, aceste probleme cu care s-au confruntat crescătorii în acest an? Ca început, pentru crescătorii de bovine, aș putea începe cu o lipsă a forței de muncă, de care, bineînțeles, toată lumea se plânge. Dar cred că o colaborare între ei și a vedea care sunt neajunsurile și a primi niște feedback-uri de la o fermă la alta, ar fi de mai bun augur pentru colegii crescători de bovine. De ce spun treaba asta? Foarte mulți fac lucruri bune, dar nu le transmit. Foarte mulți au lipsuri și nu știu care ar fi soluțiile lor pentru a da. Da. Și aici văd eu rolul foarte bun al cooperativei. Facilitați comunicarea aceasta, nu? Exact. Comunicare, consultanță și a le îndruma, a le arăta săgețile astea încotro să meargă. Uite, ai probleme de medicină, veterinară, ai probleme cu furajul, ai probleme cu prețul laptelui, ai o problemă în care noi putem să venim să te ajutăm, ai o problemă cu dosarul de la APIA. Corect. Deci toate problemele astea ar trebui să vină într-un hub de unde să le putem analiza și să le dăm cea mai bună soluție individual pe fermă. Sună Nu toate frumos. problemele, să știți, în zootehnie sunt identice. Fiecare Corect. are particular pe ferma lui, Pe din ferma lui. observațiile de ani de zile pe care le avem și le-am consultat cu fermierii noștri. Ce înseamnă în termen de membri și de efective în acest moment Cooperativa Agricolă Transilvania? Ca membri avem 173 de fermieri crescători de bovine, un efectiv de 8.000 de capete, întinse pe 4 județe și 164 de ferme de ovine, un efectiv de 49.000 de capete, întins pe tot pe 4 județe. Care ar fi județele? Alba, Bihor, Sălaj și Cluj, bineînțeles. Deci în inima Transilvaniei, după cum este și numele, evident, da. Cooperativa Agricolă Transilvania. Sigur, s-a vorbit mult de această criză a furajelor, de criza prețului la lapte, pentru că fermierii sunt nemulțumiți, creșterile de costuri foarte mari. Până la urmă, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi soluțiile pentru ca să avem cât mai mult lapte românesc din producția autohtonă pe rafturile magazinelor sau în automatele de lapte, în fine, la întâlnirea cu consumatorul român? Cred că totul începe din fermă și din managementul acesteia. Din ce cauză? Noi ne plângem și mai mult tot cerem, dar noi degeaba avem un aport mare de resurse dacă nu le știm folosi în sensul bun și în sensul să ne eficientizăm foarte bine, în așa fel încât să avem o materie primă la un cost pe care ne avantajează pe noi. Degeaba avem mult și costurile sunt foarte ridicate și nu o să putem avea un profit de care să ne putem bucura. Cea mai bună soluție cred că să găsim o eficientizare în fermă. Și vedeți, prețul laptelui tot crește. Crește deoarece din cauza cererii și ofertei. Vă dați seama, la ora actuală suntem în balanța aceasta și prețul e în creștere. Și o să, după noi, o să mai crească. Noi, ca cooperativă agricolă, chiar acum
Suntem un proiect de un centru de colectare lapte pe zona Cluj și fermerii ne întreabă ce preț, ce preț o să dați pe lapte. Noi la ora actuală nu pot să dau un preț pentru la anul prin februarie-martie, să știu exact Dar care o să tendința fie de preț. creștere, așa ca o estimare generală, credem că se va menține, nu? Da, și eu văd, mai ales la ce ajutoare se propun pe anul 2023 pe vaca de lapte. Pe vaca de lapte, pe cap de Da. bovină. Dar cu ce veniți dumneavoastră, și mi se pare un discurs interesant și responsabil, aș putea spune, este că fără un management în fermă, aceste ajutoare nu vor, cum să spun eu, nu vor ține fermierul pe linia de plutire. Putem să ne gândim, uitați și la genetică și până acolo. Mai Sigur. bine avem o genetică mai bună, deci animale mai puține în fermă, cu producție mai mare, decât să avem un număr mare de animale, cum se zice, am multe animale și crește subvenția, dar costurile, cresc și costurile la fel. Degeaba am mult și cheltui, decât să am puțin și la niște costuri mai reduse și o producție mai mare. Acolo trebuie să lucrăm, să ne canalizăm pe diferența asta dintre costuri și profit. Să gândim mai spre business, mai Și spre o business-ul. afacere importantă pentru România, pentru securitatea alimentară, pentru stabilitatea mediului rural, pentru că probabil că și în județele în care vă desfășurați activitatea, ca peste tot în România, sunt o grămadă de probleme în satul românesc și niște business-uri prospere acolo ar ajuta în mod evident. Exact. Și mai ales ce am observat, încă foști colegi de-a mei sau cunoștințe care au plecat dincolo, pe lângă orașele mari, încep deja Da. să vină și să mute spre sat. Am văzut o tendință asta tot mai mare, tinerilor în mare parte 35-40 să se îndrepte spre sat, să mai întrebe cum se crește o vacă, cum se cultivă un teren. Am întrebări de la mulți colegi care se întorc sau prieteni Și care ăsta se e un lucru întorc. bun, considerați, nu? Da, și eu aș vedea un lucru bun. Numai cu o consultanță corectă ar ajunge undeva. Bun, am vorbit un pic de vaca de lapte. Haideți să vorbim un pic și de oaia românească, de oaia din Transilvania. Care sunt problemele în sectorul ovin? Noi, la ora actuală, ne confruntăm cu, pe partea asta de ameliorare, de ajutoare de stat, de SCZ, COP, SCZ-ul ăsta care toată lumea îl discută. Suntem într-o perioadă de tranziție. Știm foarte bine că anul 2023 ne aduce noul program național strategic, cu noile măsuri de subvenționare pentru fermerii noștri. Aici noi trebuie să analizăm foarte, foarte bine și să fim atenți cum negociem, cum ne consultăm între noi și să găsim cea mai bună soluție pentru toți. De ce vă spun? Ce decidem acum e pentru 5 sau, uitați, în cazul nostru de față, 7 ani. Următorii 7 ani o să decide, să decidă, ar trebui să decide mai o perioadă mai lungă, consultarea asta să fie o perioadă mai lungă și cu mai multe asociații. Deci fiecare asociație are un plus, are o altfel de gândire. Poate de la o asociație din, nu știu, din Iași, din Călăraș, din Cluj, din Timișoara, găsim o idee mai bună și le aducem la comun și facem un program prin care să beneficiem cât se poate de eficient pe toată perioada asta a PNS-ului. Care e situația în acest moment cu discuția aceasta despre ameliorare, așa cum spuneați, COP, SCZ, în zona aceasta a crescătorilor de ovine? Care este stadiul în acest moment? Pentru că toată lumea în sector se uită către ce se va întâmpla în această zonă. Ce îndrumare ar fi de la noi, cel puțin, ar Vă fi rog. Să meargă un pic spre a își crește producția. La ovine niciodată nu merge spre producția maximizată de lapte, de carne. Ei ar trebui să se gândească ce are piața. Bun. Anul ăsta noi
să are laptele preț foarte bun. Mergem pe producția de lapte. Ameliorăm spre lapte. Nu putem face lapte. Mergem spre producția de carne. Și aici tendința asta de a face un profit în ferma de ovine ar fi de bun augur să o gândim ca o strategie și în plata subvențiilor din anii următori. Adică flexibilitate pe de o parte și pe al doilea principiu ar trebui ochii la piață, nu la ce cere consumatorul, la ce oportunități sunt în perioada respectivă și evident care sunt prețurile la nivel național, european și mondial chiar, nu? Exact. Dar România este o putere în acest moment în zona creșterii ovinelor, nu? Putere da, europeană. Din datele pe care le știu eu, suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană. Bun. Ca și număr de animale. Vreau să vă duc acum un pic cu discuția în zona aceasta a reticenței, dacă vreți, sau a faptului că suntem încă la începutul drumului în țara noastră în ceea ce privește asocierea. Dumneavoastră coordonați și conduceți o cooperativă. A fost greu să-i adunați pe oamenii aceștia? Ce credeți că ar lipsește în acest moment ca ingredient în această, să zicem, în acest mix care există în societatea românească, în sectorul agroalimentar românesc, de nu reușim să facem cât mai multe zone de acestea de asociere, cât mai multe cooperative? Pentru că, în teorie, toată lumea știe avantajele și cred că, totuși, la 32 de ani de la Revoluție, a mai scăpat un pic de spaima aceasta a cuvântului cooperativă sau asociere. CAP. Pentru că CAP, pentru că spre deosebire de trecut, aici cooperativa este pentru a face profit, pentru a câștiga bani, pentru a te dezvolta, pentru a te îmbogăți, dacă e posibil, sigur, pe căi cinstite, dar trebuie să spunem deschis că nu facem o cooperativă sau fermierii ar trebui să-și facă o cooperativă ca să o ducă mai bine decât dacă s-ar ocupa, să zicem, ei de sine stătător în afacere, nu? Da, exact asta am încercat să facem și noi. Ne-am strâns 7 inși și am înființat Cooperativa Transilvania din 2017. În ce an? 2017, da. Da, vă rog. Din 2017 și cred că fermierii, când aud de cooperativă, le place foarte mult denumirea, acum văd că denumirea tot, o ved peste tot cu 90%, ca așa și zice fondul de 90%. Da. Într-adevăr, există foarte multe facilități pe cooperativă, dar trebuie să înțeleagă fermierii, cooperativa este ca o firmă, un SRL. Da. Noi trebuie să adică vedem... nu e un moft, nu e așa, o fac, am chef, după aia nu mai am chef, îmi iau jucăriile și plec. Exact. Și eu aș sugera că, da, într-adevăr, trebuie neapărat să fie formată din fermier activ. Dar la managementul unei cooperative aș sugera să fie ingineri, medici veterinari, copiii fermierilor. Nu se poate niciodată un fermier ca să vină să conducă o cooperativă și să fie și eficientă. Din ce cauză? E ca un job. Tu vii la cooperativă și îi un job. Și pentru și 8 ore, 10 ore, 12 ore îți ia în care să poți dezvolta. Sunt anumite probleme care apar și nu te învață nimeni, credeți-mă. Sunt legile, sunt procedurile, dar nimeni, nicăieri nu scrie sau să-ți arete cineva mot-a-mo exact parcursul ăsta de 5, 7, 10 ani cum evoluează o cooperativă. Așa nu, din potrivă, din experiență înveți cel mai mult și trebuie cineva care îi place ce face și să aibă viziune și cu aportul gândirii gărzii vechi, părinții sau fermierii din jurul lui, să-i arete încotro merge cooperativa și ce vrea să facă pentru fermieri, servicii sau producție, centre de colectare sau da, dezvoltare, multe. Se pot face foarte multe. Domnule Catona, revenim imediat în discuția despre cooperativizarea, acolo unde este posibil și unde este recomandat asocierea în zootehnia românească, dar și multe alte probleme
din sector după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Roland Catona, președintele Cooperativei Agricole Transilvania. Vorbeați de avantajele acestei asocieri a cooperativei. Trebuie să ții cont că e un lucru serios la care trebuie să te înhami, nu e așa doar un moft, dacă nu mai ai chef, îți iei jucările și ai plecat, cum spuneam. Vorbeați de această profesionalizare a managementului cooperativelor. Aici încă mai avem lucruri de făcut, nu? Da, avem și, de exemplu, la noi, în județul Cluj, cum avem USAMV-ul, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, dezvoltă mulți studenți și aș sugera să vină spre o experiență în managementul acestei cooperative, da. ca se poată angaja cineva. Că vă Sigur. Spun, zice, el trebuie să vină ca să o știe tot. Practică. Exact, ca și o practică, să vină într-o cooperativă și să stea câteva luni bune, să vadă pe tot parcursul unui an cel puțin, să vadă ce se întâmplă, că nu tot într-o lună o să știe perfect și luna viitoare poate să-l angajeze altă cooperativă. Să cer manager de cooperative. Aș vrea să revenim la activitatea asociației cooperativei dumneavoastră. Vorbeați mai la începutul emisiunii și ca și un studiu de caz, această investiție pe care vreți să o faceți într-un centru de colectare. Care este avantajul până la urmă? Pentru că aici vorbim de un lanț integrat de la furcă la furculiță. Care este avantajul și pentru consumator? Sau care va fi? Cooperativa noastră, aflându-se lângă un oraș foarte dezvoltat, Cluj-Napoca, ne-am gândit că o investiție în centru de colectare la început, după care dimensionând într-o perioadă de un an jumate cantitatea de lapte adunată pe zi sau pe lună, s-ar putea dimensiona și o eventuală fabrică de procesare a laptelui, ulterior vânzându-se magazinele cooperative din orașul Cluj-Napoca. De aceea am și investit în teren, am luat un teren mult mai mare decât e nevoie pentru centru de colectare lapte, în ideea în care să ne dezvoltăm și, după cum am spus, urmărind toate etapele logice, în sensul în care prima dată colectăm și ne bazăm pe o cantitate de lapte, după care putem dimensiona fabrica de procesare. Vă reprezentați membrii, adică nu vă aruncați cu capul înainte, găsiți o soluție pas cu pas ca să vă dezvoltați organic și sustenabil până la urmă, nu? Exact. Și în ideea asta avem și noi deja și o farmacie veterinară pe cooperativă care lucrează pentru fermerii noștri. Da. Vrem să deschidem și o fitofarmacie. Sunt proiecte de viitor, pe viitor apropiat, în care cooperativa să aibă o paletă cât de largă de servicii și echipamente și materiale pentru fermerii noștri. Frumos. Vreau să vă duc acum din nou un pic cu discuția. Sigur, ne referim și la sectorul de creștere a vacilor. Zona aceasta de ameliorare, pentru că au fost discuții și acum intrăm într-o zonă un pic mai tehnică pentru fermier, dar este un subiect de interes. Cum vedeți viitorul acestei activități de ameliorare în sectorul bovin? Pentru că să zicem că de sectorul ovin am vorbit un pic, dar în sectorul acesta de producere de lapte, cum vedeți activitatea asta de ameliorare și care sunt până la urmă propunerile dumneavoastră? Noi lucrăm mult cu Bălțata Românească, lucrăm cu Bălțata Românească de tip Zimental, cu Bălțata Românească neagră, în ideea în care, vedeți, vă zic de rase românești, în ideea în care dacă le putem ameliora spre producții mai bune, într-adevăr nu o să ajungem la producțiile de ameliorării raselor occidentale care lucrează de zeci de ani și au o structură mult mai solidă și mai eficientă în dezvoltarea. Dar putem crește și noi. Producția la rase, evident, e o direcție bună, nu? Da,
Da, noi avem un pic mai pași mai mici, dar și mai în mai multe direcții, dar tot genetica o să ne scoată, cred, din problemele actuale ale creșterii animalelor. Interesant, interesant. Relația cu ANZ, cu Ministerul Agriculturii, cum funcționează? Relațiile noastre ar fi în mare parte de a ne oferi un sprijin cât se poate de larg pe partea asta de proceduri, de legi și să ne ofere un pic mai multă libertate de a putea ajuta fermierul în anumite situații. Până la urmă, asta e ideea și asta ați încercat să susțineți și în discuțiile cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și ANZ, nu? Agenției Naționale pentru Zootehnie. Da, Să eu îi văd existe o un pic mai flexibilitate rigizi. mai rigizi, nu? Da, îi Și văd că un e pic nevoie mai de o rigizi. flexibilitate mai mare, cu atât mai mult cu cât aceste vremuri sunt extrem de tulburi, nu? Exact. Și o consultare mai largă, mai cu mai multe persoane, chiar dacă poate nu au cele mai bune idei, dar e Sigur. bine să-i asculte pe toți. Asta e important, să fie toată lumea prezentă. Și cu siguranță sunt acceptați toți. Și toată lumea trebuie să aibă un cuvânt de spus și să aibă idei în dezvoltarea agriculturii românești. Domnule Catona, vă felicit pentru activitatea pe care o desfășurați în cooperativa dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru informațiile și pentru opiniile transmise. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept săptămâna viitoare, luni, la orele 10, la o nouă ediție Agrostrategia. Toate cele bune!